Cândva țiganii au supraviețuit cu plante și verdețuri și cu mortășuni după război. Lemn e ude, fă tu mâncare, țigane. Cred că șefii s-au interesat de soarta mea să am lemne ude, știi? Mă cheamă Gabor Loioșloli, vin din familia țiganilor Gabori, cu tradiție veche din zona Mureșului, mai ales capitala noastră, Bruxelul nostru, Ierusalimul Gaborilor, este Crăciuneștiul. Bunicul meu vinea de acolo, l-am apucat pe bunicul meu și pe alți oameni în vârstă. Era unul dintre meșterii cei mai de seamă în căldărărie. Afară, în libertate, făceau țiganii mâncare, nu la cuptoare cu microunde. Fac o tocăniță de cocoș și de găină, că în viață tot timpul să fie doi. Cu ciuperci urecrușe, care la noi sunt socotite aproape ca și un fel de carne. Nu vin cu o rețetă șmecherită sau vrăjită. Această mâncare la noi se practică de sute de ani și vin și cu tradiția de meșteșug. Poți să ai tu găini dacă n-ai ce le face, știi? Și bineînțeles, sper să reușesc așa mâncarea asta să placă celor care o vor gusta. Șefii, adică bulibașii ăștia care sunt taborul vostru, sper ca să aprecieze, că dacă nu, că îmi iau taburul meu pe ei să vadă mâncarea. Eu, normal, nu trebuia să gătesc, pentru că între noi, țiganii Gabor, să gătești e o rușine până la Dumnezeu. S-ai tăiat? Țiganii Gabor sunt șefii familiei, vorba aia. Ce faci, Lali? Am bine te-am găsit. Ce faceți aici? Da, da, păi, ce aveți acolo? Știți că sunteți că primul concurent care gătește da? La ceaun afară. Dacă mă afun, ce înseamnă? Că mă păstrez mai mult? Nu. Unde nu-i foc, nu-i nici foc. Corect, unde nu-i foc, nu-i pasiune. Da. La țiganii Gabor, soția este ca frâna de mână la mașină pe Valea Oltului. Poți să ai tu mașină faină dacă n-ai frână bună. Mai spune și ea că mă, lasă-l pe prostul ăla, nu te lua după el. E bună la casa omului, o femeie șucară. Întoarce-te un pic încolo. Da. Închizi ochii. Da. N-ai voie să deschizi ochii. Ok. Că dacă nu, ăla asta ajunge pe cameră. Bine, okay, te rog. Asta că să mă întorc. Mulți oameni ne confundă cu niște extraterestri, probabil, dar noi suntem parte din România, facem parte din România și o să facem parte prin munca și cultura noastră. Așa aici, oh? Asta și nu mă... deschizi ochii la cameră și după aia te uiți la tine. No, ce faină! Și hai ca să vezi, că zice că țiganii îs răi cu țigăncile, uite. Așa. La noi rochia e liberă. Așa. Este a ta din partea mea și a soției mele și sărumână, din partea familiei. Doamnă. Sărumână. Ce faină! Tatăl meu mi-a predat mie de la vârsta de 6-7 ani meseria de căldărărie. Căldărăria înseamnă că faci vase din cupru din aramă, le bați, le dai forma cuvenită pentru produse. Untul trebuie să fie topit neapărat în cupru când e topit. Dacă e inox sau altceva, e jale. Așa, ia uitați-vă! Știu că la țigani le plac ciuperci, mai ales în cultura noastră sunt gălbiori. Îmbălsămați în unt, dau un gust și o aromă, că te îmbată, sincer. Da, ce bușca, ce... Atâta plătesc, spuneți la domnii că... Ce becumă, asta e foc, frate. N-o să vedeți diferență. No. După gustul mâncării și aspect și cum e gătit, eu zic că voi primi 3 cuțite. Cu toată onoarea și respectul și încrederea în acest juriu, șef la cuțite, vă doresc gustare bună și savoare multă! Desert? Ce ai dat? E cu de toate. La mine bate aerul. Da, se duce. Păi la... și la mine bate aerul. Se duce tot minusul la Cătălin. Ce mă, pui, clar. Este pui la ceaun, măi, de mult la cap. E mai mult fier, băi. E cu ciuperci și cu piper. Are și gust, dracu, de lemne. De unde? Dacă puteai simți vreun miros de foc? Ai gust de supă de pui, uite, cum te supa. Vezi? E cumva fiert înlăbușit. E la ce au băieți, țigănesc. Asta e un cioban de la mai stână. Repede pădurar. Am neglijent așa farfuria. Hai, mă, băiatule. De regulă, cred că se face la cea un vorba ta. Stai, genul de tocan în vânătorească. Țigan, Gabor. Vânătorii au vânat, n-au pui. Păi știu, dar n-am găsit... Că pui vânătorului mănâncă vulpe. Hai, bă, băieți, lăsați vrăjala. Nu vezi, mă, că are și ceva roșu pe acolo, are și niște roșii. Are și roșii, da. Are și roșii. A, tăiat de mână 3 roșii și niște verdeață, atâta tot.
ca la șatră. Hai să votăm. Hai să votăm. Hai să votăm. Hai, băieții. Dacă puneai usturoi și îl prăjeai, nu-l fierbeai? Nu, așa cum e. Așa că e moale, frage, se topește în gură. Foarte ușor. Ți-am zis, mă. Mâncare la ceaun. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Respecte. Le mele. Să nu spui că acolo, acolo ați gătit alea? Ne-ai umplut platoul de fum? Nu, că afară în aer liber. Serios? Dați-mi voie să-mi spun și eu ce am de spus. Da. Tot de respectul pentru eu, am venit de dragul vostru, dar și al oamenilor care de multe ori vin cu vrăjeli la aceste arte, zic eu, culinare. Am venit cu ceva de acasă, de la mama, și ceaunul l-am făcut eu din mână. O să-l pun jos, că mai are un pic de zeamă. Da, și ne dați și nouă un pic o lingură de aia să vedem, vă rugăm. Puneți-o aici, liniștit. Dumneavoastră ați bătută și pasta? Da. Respecte, Bactalov, maestre. Zi în franceză. Bonsoir, monsieur. Good night, mein Herr. Mein Herr, auziți? Eu n-am venit cu niște trei punctulețe, cu un pic de linie. Am văzut-o pasta. Vedeți-uri, ceva de acasă, care la noi este o mâncare care e respectată, are o tradiție. Dar de unde sunteți? Din părinți mă trag din Târgu Mureș, Crăciunești. Cum te cheamă? Pe mine mă cheamă Gabor Laioș, oficial, dar Loli mi se spune. Prietenii îmi spun Loli, Loli. Țiganu. Loli Țiganu. Loli Țiganu. Și vă rog frumos, dacă se poate, fac un apel public că se termine cu rom și țigani, aceeași chestie. Depinde cu ce accent spui. Eu sunt țigan și care e problema? Îmi place pălăria. Credeam că capul meu. E din rău. Texas. Pălăria. Nu de la nimeni. Ia uitați-vă la pălăria asta. Așa. Vă rog, o dați și la colegul și la colegul. Uitați-vă la pălăria asta, câte grame are, puneți-o în cap și vă rog frumos să înțelegeți că e corona. Știți că a fost ziua mea, nu? Da, auziți? Mulțumesc, a fost și ziua mea și nu mă scop. Aoleu, de acolo ești. Dar vă stă fain, să știți. Mă jur. Uite-mă, ia-ți pălărie, să vezi ce drăguță e. N-a fost sacrificat niciun animal, decât au picat de la niște canguri și cămile, niște pufuri care le culeg aborigenii. Ia zi-mă, da. Ia zi-mă. Tu ești GR direct. Da, 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 las. Foarte frumoasă, foarte mișto. Asta îi se spune pălărie de om care se respectă pe el și după aia de respectul, pentru că dacă nu te respecti pe tine, n-ai cum să-mi dai mie respect. E o pălărie care era la ceremonii. Iar țiganii Gabor au făcut din asta un cult, un obicei în care se diferențieze de alte etnii, în ghilimele, de alți țigani. Și acum cu ce te ocupi, Loli? Normal, mă ocup cu meseria mea străveche, din Moș Strămoș, căldărărie, artizanat. Am avut și expoziții de arămuri țigănești. Mama spune, fiul meu, Loli, a ridicat meseria de căldărar la artă. De ce? Am făcut 12 obiecte la Cluj, deci una vioară de aramă, pantof de aramă, pălărie, o Biblie din aramă cu 12 pagini, reprezintând 12 apostoli. Am făcut și o sticlă de pălincă cu niște pahare, ca să nu uităm că omul mai și bea. Am făcut un set de vase, că mai trebuie să și mâncăm. Din familiile renumite de căldărar, nu mai este niciunul, nici tânăr, nici bătrân care practică meseria. Eu am acasă forjă, o fac din mână, bat cu ciocanul, la fel cum bătea bunicul, respect. Până voi muri, meseria de unde a pornit bunicul meu, tata, pentru că îmi aduce onoare, în primul rând sufletească. Am fost întrebat, revin la dumneavoastră, la domniile voastre, mi s-a spus pe care am zis, nu am o pretenție, eu accept un profesor dur, pentru că doar de la el ai ce învăța. Loli, hai să-ți arătăm ce am făcut. Indiferent ce să-mi dați respectul meu, că am stat în fața voastră cu demnitate, mă face să fiu mai... Loli, mi-e milă de soția ta, jur. Mi-e milă de soția ta. Bactalo, șef la cuțin. Doamne, tu-ți dai seama felicitări. Cum poate să vorbească domnul ăsta? Bactalo, cum e? Bactalo? Bactalo. 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 Ei nu-mi dădeau niciun cuțit. Faptul că au mâncat de trei ori din mâncarea mea, mi-a plăcut. Eu vi-l las cadou din partea mea. A fost făcut din mâna. Dă-l în coace, Loli, încă-l omle de aici. Așa, mulțumim, Loli. Numai bine. Sunt fericit, pentru că m-a ajuns